pentru următorul invitat, Oase! Oase, preferatul meu, da, nu numai Oase a fost preferatul meu de la Asia Express. Preferata mea a fost Ana Morodan și Teleșpana a fost preferatul meu și Cocuța și Boantă, că dacă se uită o să se simtă dați la o parte. Eu m-am uitat în sezonul ăla pentru ei, am fost. Și l-am descoperit acolo pe Oase, acest simpatic, de extrem, extrem de pozitiv și de bolnăvicios de optimist, dacă vrei, știi? Și era Oase al tău? Ăla se uita la mine și era... Aia, nebunule! Nice, very nice. Yes, yeah! Ca să mergi mai departe, trebuie să bei de vacă. Bam! O să regăt foarte tare Asia Express-ul după asta. Ține să te las. Ce gust are, ce întrebarea ta? E de vacă. Mamă, așa se simă mexicanii cu pălările alea, mă. Și te-ai dat, și te-ai dat. Hai, băbiță! Hai, băbiță! Câți bă mai avem? I'm dancing in the rain. Străiți? Bună seara. Ce faceți? Bine. Eu nu. Hai, Oase. Bun. Hai. Haide, Oase. Hai. Hai. Unde e steagul? Eu m-am bucurat să le văd că am petrecut o bună bucată de timp împreună. Pentru toată lumea, că probabil nu mă știe nimeni, de-abia mă știu eu, pe mine mă cheamă Dongo Costin Ionuț, toată lumea îmi spune Oase și am câștigat Asia Express. Este momentul, așa. Bravissimo! Și am venit să câștig și ai umor. Glumesc. Nu e greu. Nu prea am cum să câștig, că n-am partener bun aici, Dan Badea mă înțelege perfect. Da, și Șerban. Fost Șer în Asia Express. Trebuia să pierdă cineva. Când am venit din spate, l-am văzut. În spate. În spatele meu. Ca în orice emisiune. O să te bucuri. Spatele meu. Fost la... Ai umor, la... Asia Express, la Animal X. Mă, cu Șerban, ai impresia că ești un film de Agatha Christie. Toți în jurul lui se evaporă. Eu sunt aici. Badea, cu Șerban nu trebuie să ai glume. Și știu că poți. Am văzut numărul tot de stand-up și... N-ai niciun stres aici, așa am intrat și fără să plătesc. Prin spate. Am auzit că a fost și Cosmin Sele și a făcut un rost. A fost momentul când mi-am dat seama că Victor Pițurcă are haz. După ce că avea glume proaste, le mai făcea și prost. Nu e ca și când are ce carieră să-și distrugă, sincer. Wow. Mă gândesc cum ar fi să mergeți voi la Asia Express. Să-l văd pe Chelu cum face autostopul, sau pe Delia cum face foamea, sau pe Mihai, normal la cap. Mihai, așa cum îmi place mie să spun, combustie spontană. Mulțumesc. Eu cred că tu n-ai avea cum să mergi la Asia Express. Eu nu cred că tu ai înțelege regulile. Te-am văzut la Șef la cuțite și ai luat două cuțite. Nu cam Pantelimon în spate sau ceva genul ăsta, dar tu ai luat cuțitele și ai vrut să pleci cu pistol. Gina pistol, explic ca să înțeleagă și Delia. E? E foarte greu. Mihai, sau cum îmi place mie să zic, ultima eroare de la Windows. Ești un mare actor. Ești un mare actor și știu asta de la prietenii tăi. Care știu asta de la tine. Să mergi la Mihai la teatru e ca și când mergi la pentru îmbrățișare. Mamă, să mor eu de ce... Jur, maestre, că acest om, acest necunoscut a dat cea mai tare glumă din această seară. Eram sigur că o să-ți placă. N-ai scris-o tu, nu? E clară valoare. Ba da. Aplauze. Aplauze pentru Oase. Avem o persoană reală în platou. Delia, eu chiar mi-aș dori să te văd la Asia Express, pentru că știu că îți place și am mai multe motive. Primul ar fi, poate mai lași tu sala Palatului Liberă, să meargă și Alina Heremia, că tot s-a plâns. Doi, poate descoperi geografia lumii, să înțelegi că mai există foarte multe țări în afară de Maldive. Am fost în Sri Lanka. Ai fost, dar în India nu? Am fost și în Kerala. Ești bogată, eu nu sunt, lasă-mă așa. Și poți să te duci acolo să vezi cât de mișto e, să nu te cunoască nimeni, cum am fost eu. Și să-ți aduci aminte de cariera ta la NND. Probabil cel mai potrivit pentru
Asia Express ar fi Dan Badea. De ce? Acolo oamenii sunt liniștiți, dau probleme cu încrederea. Știi? Mai și înșeală cu prima ocazie. Acum, știi cum e, Dan, că vacile sunt sfinte în Asia. Nu înțeleg, dar îmi place. Eu știu, eu m-am prins, dar e grea. Știu că toată lumea ce de Morodan, că este insuportabilă, nervoasă, agitată, irascibilă. Eu vă spun că când e cu Teleșpan, nu este o femeie iritantă, este două femei iritante. În încheiere vreau să spun Chelu, n-am zis nimic să zic, pentru că... Zi de rău, că e singurul care poate să o facă. Nu. Ah. Mai mult de atât nu pot să spun. Sunt din Pantelimon. Așa? Născut și crescut și sunt forța BG Mafia, îmi pare rău. Dacă am trecut peste toate, trece și peste tine. Băi, lăsăm gluma deoparte. Vă mulțumesc frumos, este intimidantă scena asta și nu glumesc. Nu e adevărat. Cei cu personalitate reușesc întotdeauna, frate. Deci, da? Ai că a reușit. A fost bine. Oase s-a descurcat foarte bine, ne-a plăcut. Nu mă așteptam să văd pe cineva de la Asia Express. Mie mi-ar fi plăcut să concurez, să particip, să merg. Și pentru că n-am putut niciodată, m-am mulțumit cu uitat, știi? Chiar mi s-a părut că ești o persoană foarte amuzantă și de treabă și naturală. Am încheiat pentru că nu am cuvinte în plus. Bun. Sper să crezi să ajung ca voi. Nu. Sau măcar ca Delia, că ea face sigur mai mulți bani ca voi. Eu te sfătuiesc să ți iei o diplomă onorabilă și să mergi să lucrezi pe VAS, că din punct de vedere financiar, da, așa cred că e mult mai bine. Am înțeles. Mulțumim frumos, aplauze. Aplauze pentru următorul jurat de la Umor. O seară faină. Aici ești? Am spus asta pentru că n-am reținut cum îl cheamă. Oase. Oase. Oase este un băiat care s-a făcut cunoscut la Antena 1 printr-o participare agreabilă, simpatică, la o emisiune pe care o evit. Da? Nu-i contest calitățile de participant la acea emisiune, dar domnul Oase a venit să facă roast tot pentru colegii mei și tot cu coada între picioare. Adică a venit timid așa. Nu m-am simțit neglijat. M-am simțit în pauză. Nu era nicio amuletă acolo. Asta e, mă, lasă. Lasă că ai amuletă aici. Tu ești chiar mândru că ai câștigat Asia Express, nu? Normal, cum să nu fiu? Tu înțelegi asta? Da. A fost bine, Oase e haios. Foarte haios. E un băiat mișto. Mă bucur că a venit la Umor, pentru că în tot Asia Express m-a omorât că el este fan ai Umor. Toate interviurile pe care le-a dat la toate televiziunile le-a spus că este fan ai Umor. Mi-a spus că vrea să vină la noi în studio. Uite că a sosit și la noi în studio și a deplinit un vis. Da. Cum te-ai simțit? Bă, din pantele mă sunt pe scenă la Umor. Eu zic că ești bine, știi ce invită. Ești pe plus. Și pe plus, da, exact. Mersi. Bravo, că ai venit. Băieți. Bravo, frate. Distracție plăcută? Bravo. Să știi că eu m-am cimentat aici. Oase Express, continuă. Oase Express, da. Mulțumesc, fost. Hai, du-te după amuletă. Du-te și acum, gata. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!